Bună ziua încă o dată și astăzi suntem prezenți toți la dezbaterea publică a proiectului Planului Local Anticorupție februarie 2020-2022. Este un plan elaborat în baza unui șir de acte normative, este legea integrității, hotărârea Parlamentului numărul 56 privind aprobarea unei strategii naționale de integritate, este hotărârea Guvernului numărul 676 prin care vreau să menționez că a fost aprobat un mecanism de elaborare. S-a recomandat care este forma planurilor locale sectoriale. Este hotărârea 188, hotărârea Guvernului 188 prin pagina oficiale ale autorităților administrației publice locale, decizia Consiliului prin care a fost inițiată consultarea publică asupra proiectului planului, dar și o dispoziție a primarului prin care s-au aprobat deja niște mențiuni prevederi despre termeni, despre persoanele ce au fost consultate, etc. Menționez despre faptul că două anunțuri au fost clasate la timp, deci despre ce chiar și a menționat în recomandarea sa organizația Promolex. S-a plasat un anunț despre anunțarea consultărilor științe și anunțul în al doilea despre desfășurarea de fapt a consultărilor publici, ce a fost plasat pe 11 aprilie și unde a fost indicat în conformitate cu situația pandemică, se vor lua în considerație 10 zile după ce se finisează perioada declarată ca zile de odihnă pentru toți care instituții bugetare. Ce se referă la structura planului dat? Conform acelei hotărâri de guvern despre care am menționat 666, structura planului nostru are 4 capitole. Este descrierea problemelor, este obiectivul planului local, planul local deja ca structură și monitorizare și raportare locală. În primul capitol este vorba despre o descriere a problemelor ce s-au luat din strategia națională. Sunt acele probleme la nivel național ce au fost delimitate. În capitolul 2 s-a făcut referință la scopuri, obiective generale, obiectivele specifice, care vreau să menționez în start că au fost puțin modificate. Deci dacă vorbim, eu am să vorbesc puțin mai târziu. La o recomandare parvenită de la o parte ce a fost ca expert. Indicatorii de impact au fost menționați și planul local în capitolul 3 are forma cu 5 priorități și niște rezultate scontate văzute în tabelă. Care sunt prioritățile planului local? Este în primul rând consolidarea integrității instituționale în baza legii integrității. Este gestionarea la nivel local a patrimoniului public în condiții de legalitate, transparență și eficiență, asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice, este sporirea nivelului de transparență a activității organelor administrației publice locale și accesului la informații de interes public prin intermediul paginii oficiale. De aici am luat hotărârea de guvern despre menționată mai sus. Și ultimul este o îmbunătățire a calității serviciilor publice printr-un management efectiv al activității ATM. În perioada consultărilor au parvenit recomandări de la CNA, de la Promolex, organizația Promolex, Direcția Gospodării Comunale și Direcția Învățământului. Și de fapt, care sunt aceste recomandări parvenite? Concret la CNA. Este vorba despre faptul, fiind un organ în domeniu mai mult specific, mi-au propus să reformulăm puțin scopul. În plan prezentat, dumneavoastră, inițial, a fost scris integritate în loc de corupție. Ceea ce noi, după o să zicem așa, ne-am gândit cum ar putea fi acest scop, deoarece avem și obiectiv general și obiectiv specific, propunem să sune felul următor. Asigurarea integrității în activitatea administrației publice locale prin prevenire și combaterea corupției. Dacă sunteți de acord, se acceptă sau nu? Da, te accept. Pentru că este cuvântul integritate spune mult corupție. Are o conotație pozitivă. Când cuvântul corupție are o conotație negativă. Și noi asigurăm integritatea. Și
Sau, la fel, una din acele recomandări de către ei înaintate a fost expunerea obiectivului general în altă redacție. Și în felul următor, anume să suma în felul următor, de la ei, dezvoltarea climatului de integritate, a responsabilității, transparenței și rezistenței la riscurile de corupție a agenților publici din cadrul autorităților publice locale. L-am citit cum era la ei suma. Și acum, cu roșu, sunt puse acele cuvinte care s-au, în acel vechi, în planul inițial, se modifică, se completează. Deci era dezvoltarea la noi integrității, au propus climatul de integritate, este un termen care acum se folosește mai des. Până aici era la noi și se, la ei se adaugă din cadrul autorităților publice locale. Era subînțeles, mi-am gândit inițial că se, era subînțeles. Dacă se propune așa, deci adăugăm cu din cadrul autorităților administrației publice locale, numai că dumneavoastră au mai propus și a aleșilor locale. Iată aici se vede. Și a aleșilor locale. Conform legii integrității publice, agentul, anume agentul public, include funcționarii care lucrează, toți, inclusiv și toți aleșii locali. Deci, nu este rațional. Nu este rațional de două ori să menționăm, deoarece agenții publici, deja să înțeleg și ei, pot să citesc din lege, dacă este cineva. Acum că se vorbește despre autoritatea publică locală. Da, aici autoritățile. Autorităților este și Consiliul și Primăria. Da. De acord? Să sunem în felul următor. La fel, am revizuit puțin aceste obiective specifice. Era transparența în instituțiile publice. Am menționat deja mai clar să fie în administrația publică locală și educarea anume a agenților publici din cadrul autorităților publice locale. De acord? Atunci se acceptă. În instituțiile publice termenul e mai larg. E mai larg. Da, e mai larg. Are include și instituții de învățământ și instituții medicale și tot. Aici noi deja suntem concret la planul nostru. Pentru aici s-a dat o recomandare și mulțumim celor care au înaintat propunerea. În continuare, au fost oferite niște recomandări de completare, anume la acțiunea 1.3, acțiunea ce sună asigurarea respectării regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, cu la rubrica sursa de verificare cu lista subiecților declarării care nu au depus declarația de avere și interese personale. Asta este 1.3. Și, de fapt, deci, nu sunt cadrele aici. Pentru că au zis să ne vedeam că sunt. Ina, mi-a spus pentru că doamna Maria a zis că noi nu putem cunoaște. Noi nu putem cunoaște, noi nu putem așa pune un așa indicator, deoarece nu știm cine nu a depus. Luând în considerație că, la moment, declarațiile se depun online prin programul și noi nu putem avea o listă. De acesta și nu este inclus în acest punct, dar cum considerați să... Dar mulți nu respectă termenul. Dar nu e vorba de termen, e vorba de declarație. Declarația, în ultimul plășun, niciun mecanism. În care noi introducem datele personale, inclusiv ce citine de activitate. Aici sună anume declarația de avere și interese personale. Dar, deci noi nu putem așa să fie. Domnul Vitale, cum spuneți? Eu propun ca secție resurse umane să verifice la 31 martie, doar știe cine sunt angajați și să verifice date de birnă să depus. Spun că este o listă prea largă. Să anunțe așa. Noi nu avem direcție resurse umane și, în general, cei ce operatorii dați caracter personal și anume registrul de avere și interes personale nu au în atribuții de evidență, declarări sau nedeclarări. Și ca vă dați la slujbă или uniți, care au prezidut la закон, este обязанность. Подача данной декларации. Неисполнение данной обязанности влечет ответственность предусмотренную действующим
Да, мониторизация. И есть определенный орган, который осуществляет контроль и надзор за соблюдением действующей правовой нормы. Шарчешься тут инспектор, деньги обитат, не казал, как эти национальные деньги обитат. Карьеруки ведет. И кроме всего прочего, любое лицо. Да его бы обеспечили. И вурба, но не скотим ка акционе, но лысым. E vorba numai de completare la această sursă de verificare. Cum ar fi, iată aici, ea trebuia să fie. Cu cine putem să ne verificăm? Au dat cine sau nu? Iată de ce este. Компетентный орган, и он примет уже соответствующие решения в отношении этого. Такая же информация поступила на семинаре в Министерстве государства, который точно так же, как изложил специалист с управлением кадров, сегодня есть вопросы, которые сегодня еще признают представители ЧНА, что по многим ЧНА направлениям. Кстати, вот разделение понятия секторальные планы и планы органа местного личного управления тоже есть некоторые вопросы. Но эти вопросы будут упорядочены, как уже нам сообщили и устно, почему я разговариваю с представителями ЧНА. Они сегодня, можно сказать, и совершенствуют этот план. Поэтому давайте нас носим на том, что реально и что сегодня не... Но где бы была часть ресурса, de completat la sursa de verificare cu declarații de conflicte de interese, registrul declarațiilor conflictelor de interese, deci el sună puțin mai lung. Ceea ce am vorbit cu cadrele și este destul de realizabil, este corect de a fi inclus, iată, el sună. Aici, în plan, îl includem la sursă în locul acesta. Se acceptă. La tot la 1.4 ei au propus indicatorul de progres, ultimul punct de reformulat, numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate privind nerespectarea regimului juridic al conflictelor de interese. Ceea ce, iată, el s-a adăugat, ce vedeți. Deci, după consultare cu specialiștii, am zis că este corect de a fi inclus. Și următorul, numărul de dosare contravenționale instrumentate privind protecționismul, tot a fost una din acele propuneri care le-au înaintat nouă. La acțiunea 1.5, cu cadourile, au propus de a fi completat cu numărul cadourilor transmise în scopuri caritabile. Este un termen nou care acum a fost inclus în hotărârea de guvern de februarie. Da? Ceea ce noi vom elabora și un regulament aparte. Și aici propunem, deci cu verde este propunerea transmisă. De noi? Da. În scopuri caritabile prevede așa hotărârea guvernului. Și la fel cu roșu, deci este propunerea lor și dacă suntem aici la acest punct, cu verde, având în vedere această modificare, mai adăugăm și la sursă și la indicator. Registrul acesta, el trebuie să fie atât în format pe hârtie, ca registrul jurnal, și este necesar să fie în format electronic, plasat pe pagina web, ceea ce se include acesta aici, ca indicator și ca sursă. Poftim? Da, dacă este și aici scris inclusiv, iată cuvântul inclusiv, acceptat. O întrebare. Vorbim de un registru sau de două? Un registru de primărie. Apoi un sau două? Registrul cadourilor primite? Da, el va avea și format electronic și format de hârtie. Nu asta e vorba. Era vorba despre registrul cadourilor. De obicei, registrul cadourilor se face pentru cadourile recepționate, primite. Dar aici a intrat noțiunea aceasta nouă, transmisie. Adică și noi, dacă am făcut cuiva un cadou. Reglementează această hotărâre de guvern, dar este... Întrebarea constă în altceva. Este un singur registru sau două? Registrul cadourilor recepționate și registrul cadourilor transmise. Acolo sunt, da, câteva registre, dar nu vorbim anume de acestea de cadourilor primite. Putem aici ca
dacă avem așa o întrebare și dacă să vine așa o... ar putea registrele și registrele, atunci când ele vor fi create, vor fi. Registrele sunt, ar fi impus și ele. Pentru că categoriile sunt două, dacă nu înțeleg. Bine, deci aici vom menționa registre create. Așa. La următorul, la 1.6, tot de CNA a fost propus la asigurarea readmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare. Deci el suna, conform legii integrității, sunt 14 măsuri de asigurare a integrității. Și atunci când a fost elaborat, l-am privit în felul următor, văzându-l ca apropiate. Dumnezeu lor a spus că trebuie separate. Deci este pur și simplu zis să fie separate acestea. Două. Deci este vorba de neadmiterea denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare, o acțiune, și a doua acțiune, deci asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție și protecția avertizorilor de integritate. Ceea ce în plan se vede în felul următor. Este divizat. Da. Și atunci se schimbă, de aici se schimbă și numerotația. Eventual, ca să... Era 1.6, rămâne 1.6 acesta, iar care era 1.6 cu deja cu a doua parte, cu protecția avertizorilor, va deveni 1.7. Aici mai este un punct care aș vrea imediat să fie văzut eu pentru a nu mă întoarce. Iată la acest punct, la 8, ei au menționat că nu a fost indicată o măsură de integritate ce ține de intoleranța față de incidentele de integritate. Și au propus care sunt ele, le-am inclus toate cu punctul deja 1.8. Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate. Am discutat cu... Deci va răspunde Direcția Resurse Umane, conduce la responsabil. Am discutat cu cadrele și am spus, doamna Maria a zis că este realizabil. Se acceptă, da? Și atunci aici puțin, pentru că ele mergeau la rând. Un punct care era 1.7, tot la fel au zis să-l divizăm. Era vorba despre respectarea transparenței în procesul decizional și accesul la informație. L-am divizat, pur și simplu s-a divizat. Toți indicatorii și sursele s-au divizat. Și au devenit 1.7, 1.9 cu transparența, iar accesul la informație deja devine punctul 1.10. Iată aici se vede. Asigurarea respectării accesului la informație. Alte ce ține de asigurarea managementului riscurilor de corupție. Era 1.10, acum a devenit 1.13 după modificare. Au recomandat la rubrica indicator de progres de a supletni cu numărul de instruiri a managerilor privind managementul riscurilor de corupție și numărul de manageri instruiți în domeniul managerului. Numărul de instruiți și numărul de manageri. Deci doi indicatori. Instruiți. Da, instruiți deja. Și la fel cu la surse de verificare, sigur vor fi lista participanților la instruire și o agenda a cursului de instruire, program de instruire. El poate suna în diferite feluri. Deci, da, certificate. Ce este aici pus la managementul riscurilor 1.13, au fost puse aceste două indicatori, numărul de instruire, numărul de manager și lista participanților, programe de instruire, certificate de participare, la surse de verificare. Acceptat? Următoare, deja am vorbit despre ea, un indicator, o acțiune în intoleranța. Și la 5.1, la punctul 5.1, care sună asigurarea condițiilor, încurajarea participării și organizarea activităților de instruire, programelor de dezvoltare profesională pentru agenții publici, conform domeniilor de activitate, ale subdiviziunilor primăriei în domeniul integrității anticorupție, au recomandat de a fi completată cu rubrica indicatori de progres și anume un plan anual de dezvoltare profesională aprobat cu includerea tematicilor privind integritatea și anticorupția. Vorbind cu cadrele, au zis că este realizabil și atunci l-am inclus în 5. Este aici. Iată.
și l-am pus la indicator, sigur că și este și la sursă acest plan văzut. Astea au fost acele recomandări venite de la CNA și recomandările venite al doilea expert care a venit după la ordinea de prezentate, au fost recomandările venite de la Promolex. A sunat în formă de o scrisoare, sigur, dar noi aici le-am divizat să fie mai înțeles. Deci prima a fost, s-au referit că elaborarea planului respectiv al nostru era necesar mai întâi de toate de a fi coordonat documentul cu CNA. Era menționat în scrisoarea lor. Conform hotărârii Guvernului care menționează structura planului, dacă nu greșesc în punctul 4, este indicat că el se elaborează și se aprobă după consultare cu CNA. Noi l-am elaborat, l-am dat la consultare, ei nu au avut nici o mențiune că nu am mers după ordinea cuvenită. Deci este, nu a fost de partea lor și a vorbit cu domnul Curteanu care coordonează, a zis că nu este o încălcare. Deci nu, nici nu este o propunere, este la, ca o mențiune. A doua, au venit cu formularea obiectivelor specifice prin care au propus două obiective specifice și anume consolidarea, așa spune cum era ei în scrisoare, consolidarea cadrului normativ în domeniul achizițiilor publice. Doamna Ileana, eu aici. Dar n-au specificat de la Promolex așa consolidarea cadrului normativ. E vorba de faptul că, din câte eu înțeleg, cadrul normativ deja nu este aprobat și nu este prerogativa administrației publice să se consolideze. Nu ține de competența noastră, noi suntem obligați să respectăm cadrul normativ. Ca obiectiv specific nu acceptabil așa obiectiv să noi să ne luăm prin planul nostru. Da, atunci când sunt solicitate avize pentru anumite proiecte, hotărâri de guvern, modificări de legislație, etc., noi ne expunem punctul de vedere. Și atunci, da, poate dacă asta se consideră ca aportul nostru privind consolidarea cadrului normativ, atunci da. Dar dacă ar fi pe urmă ca un indicator, atunci ce ar trebui să fie? Cadrul normativ sau câte acte normative le-am consolidat sau ce ar fi? Adică nu văd nicio... Un obiectiv care cred eu, nu știu, dacă îl putem realiza. Poate fi acceptat? Nu. Pentru că dacă se acceptă, noi trebuie să facem după acest obiectiv și o acțiune aparte. Da, că doar e reglumințile. Este cineva care poate să se expună încă? Что законы государственных муниципальных предприятий предусматривают, насколько я помню, работу положения о закупке на муниципальных предприятиях. Вот может быть в качестве, здесь надо посмотреть, как одним из предприятий. Но этот план ничего не имеет с планами муниципальных предприятий, потому что это план примарии муниципального. Это наша медаль ЧНА, уже если кто-то хочет ознакомиться, на страничке ЧНА есть четкие рекомендации, какой план должен иметь другой муниципальный. Это чисто наша примарийская, поэтому мы здесь не верим. Да, консолидарен в Патсфе, есть ли речь, кто видел аквизиции публичи, есть ли хоть религий гувен, есть ли аквизиции примарии, инструкционе, регуламенту, возраст, активитарне, аквизиции и рухуре, но это вам подает, если консолидат, фарт в вине, в среде аквизиции публичи. Îi poate bine ce știu de atenție publice. Unica ce propunere eu aș noi da. Avem o, doamna, avem o prioritate cu achiziții publice. Da, acolo. Eu am o propunere aici, la achiziții publice. Microfonul nu se conectează și poate, poate da. Mai puțin mai tare. Întreprinderile municipale sunt fondatori întreprinderilor municipale, este Consiliul Municipal Vâlc. Eu propun ca la asigurarea transparenței în procesul de achiziții publice să punem un punct prin care publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor a întreprinderilor municipale, ei tot trebuie să... La fel așa cum este raport de monitorizare a contractelor, cum face serviciul achiziții publice, la fel, vrem să vedem un raport la întreprinderi municipale publicate pe,
тогда рубрика «Антрепрендер муниципал». Мы обеим на это «Антрепрендер муниципал». Алиса, мы обеим рубрика «Мастер антрепрендер муниципал», дар mm-hmm. Anca tot așa, mă rog, pentru ca să fie clar, pentru locuitorii municipiului Bălză. După mai de mult, IDIS-ul viitor a făcut o monitorizare a transparenței întreprinderilor municipale, întreprinderilor de stat, unde s-a pus o prerogativă. Toate întreprinderile municipale trebuie să aibă pagini municipale. Și unde ei trebuie să-și pune acolo toate rapoartele și toată absolut. Eu cred că noi, pur și simplu, ce ține ca fondator, da, noi putem să punem rapoartele lor, dar ce ține de activitatea lor nemijlocit, achiziționarea mărfurilor, bunurilor, lucrărilor, ei lasă să-și facă singur și să-și plăseze pe pagina lor oficială. Dar nu plăsează. De ce? Dacă noi să solicităm, noi să solicităm lor, conform acest plan, nu, dar noi pur și simplu, data viitoare să ne facem un minus nou pentru autoritatea publică locală, fiindcă ei, ne făcând, ne respectând chestiile este, noi suntem obligați să le punem. Deci pentru ce noi nu suntem obligați să le punem? Domnul, eu cred că n-ar fi. Atac cu noi și asta обсуждаем план муниципальный план антикоррупции. Значит, я считаю, что мы не имеем права. На территории муниципалитета? На территории муниципалитета, но все-таки речь идет о... Нет, мы говорим о примарии муниципалитета. Мы говорим о примарии. Примария и совет. Вмешиваться в кооператив. Он же совет может у них затребовать эту информацию, но не примария, и никто из примарии, даже примар не имеет права не требовать такую информацию. Это сейчас согласно новому закону о государственных и муниципальных предприятиях. Вот в этом и есть лакуна. Вот просто мы сейчас проходили аудит, в этом не смогу, что с одной стороны не имею права требовать у них информацию, не имею права вмешиваться в операционную, в оперативную их деятельность, а с другой стороны, как бы, это муниципальные средства. А помимо того, у них есть не только муниципальные средства, но у них есть еще и собственные средства, которые они имеют право, которыми они распоряжаются по своему усмотрению. И за это несет ответственность менеджер и администратор. Фирма, которая сказала, что менеджеров решает. Это такой закон, это не мы придумали. Это закон 246, который един для нас, для всех. И там конкретно это прописано. Потому что сейчас мы тоже столкнулись с этой проблемой, работа обсуждаться. Și încă o propunere. La rapoartele financiare la întreprinderi municipale, adevăție pe care o invocată domnul Balancu, la întreprinderile de stat și cele municipale, ea prevede obligativitatea publicării pe pagina web a rapoartelor financiare. Și mai mult noi ceva publicăm. Da. Da. Noi ne publicăm. Și care ne prezintă? Dar acum nu sunt la zi. Acum nu sunt rapoartele la zi și nu sunt rapoartele financiare. Потому что их не заслушивали еще на муниципальном, нет на совета. Ну, это там 2018-й нету. Там есть... А у них на страницах есть у них? На нашем есть, но мы не... Вы имеете в виду все предприятия, как они говорят? Елену Сандер, Елену Сандрезентат. Елену Сандрезентат. Dacă există o monitorizare a paginilor oficiale a întreprinderilor municipale, dacă doamna Grosu acum vorbește despre toate întreprinderile municipale, și dacă a depistat că nu există raportul la întreprinderea municipală cu tare sau cu tare, poate să înainteze ca reprezentant al societății civile către primăria municipiului Bălți și pe urmă poate fi ceva soluționat. Acum noi vorbim neștiind situația reală. Nu este. Dumneavoastră, cum puteți să spuneți pe care pagini? Nu sunt publicate documentele menționate. Sunt unele rapoarte, dar nu sunt toate. Păi ei au fiecare pagina lor oficială. Nu cred că ești ține dintre prindele municipale și rapoarte, noi nu sunt. Hai să ne întoarcem la plan. Deci era încă un obiectiv care suna extinderea aplicării sistemelor și a platformelor electronice în cadrul proceselor operaționale ale mai multor instituții. Eu sincer n-am înțeles cum ne-am opinat ei. Da, posibil. Tot la fel nu înțeleg ce se presupune. Cum poate fi extins că noi deja suntem obligați prin lege ca să folosim platformele electronice? Folosim platforma electronică de a face modificare. Statul nu-i. Nu știu să și are mai multe instituții. Asta sunt ca obiective specifice. Ceea ce în continuare deja ei propun, la acțiunea 1.1, poftim? Așa nu te incompetență, dar mai mult de competență agenției achizițiilor publice. Deci la 1.1 au venit cu o propunere de a completa cu indicatorul de progres informația privind candidații admiși la fiecare etapă a concursului publicat.
Da, la noi se face, noi o completăm, la 1-1 cu albastru este propunerea lor și atunci dacă noi, ei au propus să vinim, deci la noi suna, era numărul de anunțuri, informații, ce ținea de acesta, era în linii generale. Dar dacă deja ei menționează că punem un fel de anunțuri, trebuie să indicăm atunci și acele anunțuri ce țin de organizarea concurselor. Deci aici pur și simplu se suplinește cu această sintagmă. De acolo? Deci este acceptat. La următoarea, au zis la 1.4, au menționat despre elaborarea și implementarea unui mecanism ce ar permite și cetățenii să se sesizeze autoritatea locală despre anumite cazuri de încălcare a respectării regimului, conflictul de interese și neadunirea favoritismului. De exemplu, ar putea fi vorba despre crearea unui chestionar online privind nivelul de satisfacție a cetățenilor față de serviciile prestate de apelegoți, cu includerea întrebărilor referitor la conflictul de interese sau favoritism. Aici vreau să menționez din start, deci la propunerile care au venit din partea CNA-ului, deci a fost ca o recomandare de a modifica denumirea liniei de încredere, cum era la personal. Imediat după ce am primit aceste recomandări pe locurilor, ei așa și au menționat de a reformula acest număr în linia de informare. Prin dispoziția la primarului, acest lucru s-a făcut și este inclus deja, telefonul lucrează zilele pe sună, cetățenii cunosc de 64-50. Acest număr așa rămas, pur și simplu s-a schimbat denumirea. Eu văd ca un mecanism unde ei într-adevăr sună sau se informează sau pot aduce la cunoștință niște încălcări. La alt mecanism, chestionare, acum să ne luăm, să facem noi chestionare, nu știu, societatea civilă poate să facă aceste chestionare. Noi trebuie să atragem pe cineva și trebuie să avem surse financiare pentru a atrage anumite companii care ar face anumite chestionare. Un proiect în comun cu societatea civilă poate realiza, dar nu știu cât este de realizat, noi acum să luăm. Noi am făcut mai multe chestionare. Noi am realizat, adică societatea civilă liberă. Le face și le face chiar aceste chestionare. Da, dar și cam împotrivit este ca un proiect. Cam da, și mulțări de propunere despre favoritism, dar noi facem chestionare online privind nivelul de satisfacție a două subiecte cetățenilor față de serviciile prestate. Sunt două subiecte diferite. Da. Favoritism, protecționism. Am sunat la telefon, am spus este registru și ține de serviciile calitate. Avem un punct apartici, unde pot fi depuse reclamații, care de asta și este în punctul 1, prioritatea 5. La fel, este și registru reclamațiilor și este aprobat mecanismul. Este coordonată de către secția relației. Da. În acțiunea care era, deci 1.7, a devenit 1.9, asigurarea respectării transparenței în procesul decizional. Deci a fost recomandat de a fi inclusă sursa de verificare, rapoartele de monitorizare elaborate de societate civilă în vederea evaluării gradului de respectare a transparenței în procesul decizional și accesul de informație. Precum doamna Deana a avut acest raport. Un raport, așa, sursă de verificare o văd destul de realizabilă și a fost inclusă în 1.9. Mai mult că atât rapoartele date să fie fiecare dată spune. Iată, eu aici, această propunere a lor a fost, cred că poate fi acceptată. La următorul, la punctul 1, care acum este 1.11, asigurarea implementării și respectării normelor de etică și deontologie, au recomandat de a fi inclus în cu indicatorul de progres, cod de etică aprobat. La noi era suna puțin altfel, documente de etică. Am formulat, este corect, am formulat cod de etică și deontologie aprobat. Și l-am reformulat pur și simplu, puțin. Acceptat. Și aici, sigur, că și la sursă, la noi. L-am indicat. La fel, la punctul 3.2 și 3.3 sunt două păreri, propuneri pe care am să le citesc și mai apoi să rog pe doamna Lilian să-i spună în vedere realizării, transparenței, calitate de obiectiv, corelativ cu referire la activitatea grupurilor de lucru privind achizițiile publice, propunem includerea la compartimentul indicatorii de progres, numărul de monitori, reprezentanți ai societății civile informați
și admiși necondiționat la ședințele grupurilor de lucru. Este prima. Da, cu referire la această propunere, recomandare. Deci există hotărâri de guvern care aprobă regulamentul grupului, activității grupului de lucru. Și acolo foarte bine este explicat tot mecanismul cum participă societatea civilă la, în calitate de membri a grupului de lucru și nu înțeleg formularea aceasta cu admiterea necondiționată la ședințele grupurilor de lucru. În primul rând, fiecare membru al grupului de lucru, atunci când participă la o procedură, semnează o declarație de confidențialitate, imparțialitate, etc. Adică, tot, recomandarea aceasta nu știu cum s-ar încadra sau cum corelează ea cu prevederea cadrului legal. Țin de această acțiune. Da. Deci este voința reprezentantului. Da, vrea să participe, să fie membru al grupului de lucru, pentru că este tot un mecanism, trebuie să depui o cerere, sunt termeni, nu este așa de simplu. Trebuie să fie întocmită o dispoziție a primarului în vederea includerii reprezentantului societății civile în grupul de lucru. Poate că recomandarea asta ar fi bună pentru niște autorități publice locale mici, unde iau minim 3-5 angajați în cadrul primăriei, dar noi în grupul de lucru, cer scuze, dar avem 13-14 membri în grupul de lucru. De asta cred că este destul de transparent la acest copil. Foarte corect. Și, deci, este neacceptat. Activitatea, acțiunea este, se realizează, sunt indicate, au fost consultate cu domeniul respectiv și nu se taie, nu se exclude însăși acțiunea. Și al doilea ținea de, amintim că potrivit punctul 16, asta tot de aceea. Da, era o completare. Da, noi înțelegem că procedurile de achiziții, toată activitatea grupului de lucru, da, trebuie să fie desfășurată în conformitate cu prevederile legale, să fie respectate principii de transparență, ceea ce este, noi, în opinia noastră, este realizat de plin, conform cerințelor cadrului legal. Adică nu avem nicio încălcare. Da, eu cred că Eu vreau că, pur și simplu, noi, ca autoritatea publică locală, să informăm pe tot și fiecare... Nu știu, să... ...membru societății civile, 127 mii de locuri. Să-i invităm pe tot. Da. Dar asta poate nu înțelege, sunt publicate. Asta contravine, da, asta contravine cadrul legal. Dacă societatea sau Promolex consideră că propunerea are dreptul la viață, poate să înainteze această propunere la nivelul Ministerului sau Agenției Achiziții Publice, ca să, pentru că urmează a fi actualizat hotărârile guvern respectivă și dacă va prinde, nicio problemă. Dar deocamdată noi respectăm ceea ce este. Vreau să mă întorc la subiectul pe care am vorbit. Eu m-am verificat acum câteva pagini web de la canal. Și am văzut că rapoartele de ce nu sunt publicate și nici planul anual de achiziție nu e publicat. Și noi, pentru că acest plan va fi votat de Consiliul Municipal Băl, Consiliul Municipal este fondatorul întreprinderilor și noi putem să includem că întreprinderile municipale fondate de Consiliul Municipal Băl vor asigura publicarea pe pagina lor, în cazul în care este, măcar cei care sunt, rapoartele financiare, planurile anuale de achiziții publice și rapoartele de monitorizare a contractelor. La fel cum este la achiziții publice, la BEL. O propunere. Dar unde vă includem? O propunere. Întrebarea aceasta să fie discutată la una dintre ședințele Consiliului Municipal și dacă Consiliul ia asemenea decizie, înseamnă că întreprinderile municipale vor realiza. Da, dar acum discutăm planul primăriei. Dar de ce să ne includem în plan? Că el să fie... Pentru că noi nu putem... Doamna Deam, cer scuze, dar noi nu putem să ne asumăm responsabilitatea pentru întreprinderea municipală. Foarte corect. Noi, pe urmă, nu avem niciun mecanism de a-i... Impune, da, cum să-i impunem? Să le solicităm? Putem doar să le solicităm. Și dacă, da, sau, și dacă nu se va publica, înseamnă că va fi realizat zero. Și vreau să vă asigur, doamna Deană, că noi pe dânsă îi anunțăm despre situația, dar îi primesc scrisori de fiecare, dacă nu, atât în conformitate cu ultima sarcină care a fost pusă de către domnul primar, în luna aprilie,
pe data de 14 trebuia să fie desfășurată o ședință unde toți directorii întreprinderii municipale trebuie să prezinte raportul pentru anul 2019, raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul precedent și planul de activitate de afaceri pentru anul 2020. Vedeți că am nimerit în situația asta de pandemie. Deci, la ședința viitoare să fie examinate informațiile. Rapoartele sunt prezentate, dar ele nu sunt publicate acum pe pagina oficială, numai din motivul că poate să fie care va schimbă. Da, asta e. Dar situația, înțelegeți, ei cunosc, ei trebuie să publice. Și nu degeaba am spus că IDIS-ul viitorul a făcut o analiză, a monitorizat și a ridicat problema, da, și este problema la nivelul de țară, că întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, pur și simplu nu reflectă și nu se execută atribuțiile sale în conformitate cu legislația viitoare. Eu înțeleg că fondatorul trebuie să ceară. Noi cerem. Dacă sunt publicate pentru anul 16, care va rapoarte, înseamnă că cineva le-a cerut. Ele nu le-a merit pe pagina oficială, pur și simplu așa, că a vrut cineva. Ele au fost solicitate. Cine s-o dat, pe cei așa încurs. Deci eu pur și simplu propun totuși, haideți să nu încurcăm aceeași ține de activitatea întreprinderilor municipale. Propunerea dumneavoastră este bună, ea poate să fie acceptabilă, dar dacă ar fi un plan municipal cu privire la prestarea serviciilor publice, unde noi am fi pus acolo absolut pe fiecare ramură ne-am duce, unde a fi făcută o analiză și chestii și multe altele, atunci, da, acolo este că un obiectiv aparte, că o opțiune aparte s-ar putea de pus. Dar aici, la noi, ce are întreprinderea municipală cu integritatea noastră instituțională? Întreprinderea e fondată de partii. Nu are nimic cu integritatea noastră instituțională. Noi am făcut planul ăsta ținând contul de punctele care au fost, și doamna Veronica a spus chiar de la început, conform legii integrității. Ce se vorbește? Despre reglementat. Și anul urmă, legea integrității unde sunt 14%, toate au fost incluse aici, completate cu cea care inițial. Deci toate sunt incluse aici. Bun, dar apoi... Noi deja avem experiență că... Recomandare. Nu știu, eu nu să punem pe dânsul ca recomandare. N-am avut greșeală când am elaborat planul anterior, planul local anticorupție pentru primăria municipiului Bălți, când am lucrat tot cu un proiect, era cu Asociația Obștească Contact, cu domnul Ghiturlar, când societatea civilă ne impunea să includem niște puncte care, mă rog, erau lipsite de sens și erau neexecutabile. Și deși avem și raportul care dumneavoastră l-ați prezentat, avem foarte multe puncte neexecutate, nu numai de cei cum vrem noi, fiindcă, mă rog, sunt și niște chestii ireale. Я считаю, что тут нельзя ставить муниципальные предприятия на одну полочку с институцией публика, потому что муниципальные предприятия, да, они пользуются имуществом муниципалитета, но это имущество им дано только в управлении. Помимо этого имущества, у них есть и свое имущество, у них есть свои доходы. Если мы заставим их публиковать, как вы говорите, согласно 246 закону, они обязаны публиковать рапорты, финансовые рапорты. И вот сейчас у меня смотрите, отчеты о закупках, о контрактах, они не могут публиковать, потому что это является их коммерческой тайной. Если они это все опубликуют, и они это все покажут нам, какая коммерческая тайна? А ведь они на рынке должны быть конкурентоспособными. И мы, получается, тут им подрезаем совсем с другой стороны. Да. Они должны публиковать то, что положено по 246 закону. Формированная цена или что такое. Смотрите, дело в том, что муниципальные предприятия обязаны проходить раз в год независимый аудит. И они это делают. Потому что этот аудит они должны предоставлять в налоговую инспекцию. И это есть. И все рапорты они предоставляют во все инспекции, которые у них просят. И как бы это просто дополнительная их проверка. Eu nu vizu zis că noi care să scutăm și nu întâmplă de tot și că propunerile care au provenit întâi de la Asociația Obștească Domoreț, viziunea lor să vedem. Nu, eu cred că fiecare
care de dumneavoastră prezent în sală să poată să expui privitor la propunerile care sunt. Da? Poate aveți o altă viziune, poate o experiență altă. Da, deci următoarea ține de o mențiune privind faptul că la capitolul 4 la lucru, monitorizarea și raportarea, era indicat raportarea anuală, prin care ei ne explică că conform punctului 5 din hotărârea Guvernului numărul 676, această raportare se face, se va elabora trimestrial. Într-adevăr, în punctul 4, în punctul 5 este scris: autoritățile responsabile de implementarea planurilor sectoriale și locale de acțiuni anticorupție vor elabora trimestrial. Dar, în considerație, munca pe care trebuie să o faci trimestrial, propunem ca să nu fie nici anual și nici trimestrial, să fie semestrial, odată la jumătate de an, pentru că atunci ar fi. Noi stăm numai pe hârtie și numai pe... Deci noi nu avem altă ocupație și alte funcții de îndeplinit. De aia și propunem la ultimul, la monitorizare, să fie schimbat puțin de apaicicul verde, sunt indicate niște modificări. Ceea ce ar suna că secția relații cu publicul va elabora semestrial raportul de implementare a planului, pe care, în baza informațiilor prezentate de responsabil, și îl va prezenta conducerii primăriei sau, după caz, altor autorități care vor solicita. În continuare, este puțin tot la cel modificat. Rapoartele de monitorizare și evaluare anuală a implementării planului vor fi prezentate Consiliului Municipal în primul trimestru al anului următor, anul de raportare. Ce spune că și va fi plasat sigur pe pagina de era. Deci aici puțin în formulare, să spun doar. Dacă sunt de acord să fie acceptat numai în trimestrial, are cineva o presupunere? Pentru că trimestrial este... Și ei odată n-am cer ce ne au. La fel, vorbim și anual. Eu am scris anual, pentru că полгода ты можешь промониторизировать, что-то было исполнено или не исполнено. Ты можем какие-то внести дополнения, новое распоряжение там подготовить, новое решение издать. Поэтому либо какие-то меры предпринять, чтобы до конца года пункт был исполнен. Предварительно. Да, да, чтобы хоть так промониторизировать. Deci, următorul ține de punctul 7 al aceleiași hotărâri de guvern 666, în care sună că Centrul Național Anticorupție va desemna consilieri de integritate sectoriali și locali din rândul propriilor colaboratori, precum și va asigura instruirea consilierilor desemnați de autoritățile responsabile din rândul angajaților acestora pentru a oferi asistență entităților publice la consolidarea primarului de integritate instituțională. Astăzi am vorbit de dimineață cu domnul Cruteanu Ion, este reprezentant, este șeful unei secții din CNA și care ne-a menționat că acest mecanism nu este elaborat și nu funcționează. Ei nu au la nivel de Centrul Național al Corupției elaborat acest mecanism, o regulamentare legală. Deci mențiunea lui este că la moment actualmente el nu poate fi impus. Când vor fi elaborate noi reglementări, atunci poate fi modificat și doamnă. Și nu este problemă că în cazul când o să fie o solicitare din partea Centrului Național Anticorupție cu privire la instruirea funcționarilor din cazul identității, persoana este scris de instruiri. Persoanele o să fie instruiți și fie executate cu propriilor de gare. În continuare, ei au menționat că acest plan ar fi bine să fie informat, să cunoască atât și locuitorii municipiului, cât și angajații din primărie. Deci este o recomandare pe care, propun, după ce va fi aprobat planul local, să fie adus la cunoștință cu comunele listei, toate subdiviziunile, că este cunoscut, să nu zic că... Bine, și în cazul când el este cunoscut, se aprobă în cadrul ședinței Consiliului Municipal, examinat în cadrul Comisiei Consultative de Specialitate,
публікати пагіна обіцяли, секція релатику публіку, антеріора, кума-дирекція, секретаря чи релатику публіку, трансміти спрей, домінарі, лафії карі, дирекції, секції сервічу, декару, кумарінні, чітрові, вилз, спримешті класочаці обштаска пачі у рапортані, шо вдежді прочерпіті дирекція сенсу сочалу шпротекція фамілі, і шо куно зі спрей резидента, плановий локал, антикорупції. Дігзем, чи пачі ми казалось, що ми говорите? Я вести крик йока, вести суб'єктиві аспіни, мовнець ми експон, ці і організація антикорупції, а не інформація. Да, да, тому, семістрялко, пачі ми часто рапортані, вам ціна курент, тот план, кум се вам моніторіза, чи вам контрола, кум се імплементазва акціони, як кредил, кова фірма, кум певче. Це привезути це всі сьогодні інструїли, це привезути... Так, все ще сьогодні інструїли. Привезути їм план, ще запитати сьогодні. 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 Deci, următoarea recomandare una, a venit din partea direcției gospodăriei comunală, ea este în limba rusă, am încercat să o traduc, sper că am făcut o traducere corectă, este completarea unei, cu o acțiune, cred eu, așa s-au referit ei, asigurarea angajării administratorului întreprinderii municipale cu respectarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului în baza principiilor, concurenței deschise, competențe și meritul profesional, accesul legal, egal și transparență. Sună așa cum el... Da, a fost mai reazionare nimic. Da, domnul Dale, noi am vorbit cu dumneavoastră și... Eu nu sunt multe cam creează, oamenii dar să dați mai simți plan și ideea de promisul vă fost și vă urmați când am în munții, dar că știu în o reșeie în planul nostru de ca că e din planul stat, care a trebuit aia cu părinte, cu mecanismă, cu părinte, cu părinte, cu părinte, Сейчас всего лишь находится на этапе, там есть необходимость пересмотреть на составе пункты и принять уже решение о создании самой комиссии. Поэтому какой-то будет необходимость включения этого пункта. И не касается еще нашего плана. Что это имеет в виду, когда примарий муниципиум? Почему, папа, ну, сядь. Și următoarea ține de recomandările ce au provenit din direcția învățământ și țin de niște planuri sectoriale locale care trebuie să le elaboreze aparte. Deci ele vor fi sectoriale, să zicem, planul pe învățământ, pe medicină, pe asistență socială, întreprinderile municipale, deci ei să-și elaboreze. Aceasta, e, da, ar fi o obligațiune, dar nu prin acest plan să fie inclus. Noi am putea... Nu putem să punem noi ca acțiunea noastră. Noi am putea și când în plenar merge, când am putea în proiectul de decizie un punct unde primarul să raporteze, am putea să punem în sarcină primarului să asigure... Să asigure elaborarea planurilor sectoriale pe domeniile de. Deci nu un plan, dar ca... Mai ales că ele sunt la nivel național. Ele sunt și ele trebuie să fie, dar ele trebuie să fie cu ai promenii. Ele sunt națământul pe cescare, cele roase nu știu. Și sunt și întreprinderea municipală, când am văzut, eu prezentat că nu au recomandări, dar au menționat că ei au un plan anticorupție, care poate fi, poate, este necesar de revizuit, dar el este. Și, în continuare, vreau să menționez că după ce s-au revizuit unele, am venit și noi cu unele propuneri. Având în vedere că a fost modificată linia de încredere în altă denumire, este vorba de numărul cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate la linia instituțională pentru reformare. În punctul 1.6, ce asigură neadmiterea denunțării și tratării, aceste cazuri sunt conform registrului ținute la control și nu putem să raportăm. Le punem acest indicator pe punct, se aprobă. Și în 1.7, la fel, tot numărul actelor denunțate prin această linie instituțională, dar ține deja de acte de corupție, manifestări de corupție. Sunt la două. În planul DAC se regăsesc în 1.7 și 1.6. Și iată aceste manifestări, la manifestări care deja le-am discutat. Asta ce ține de, la moment, da, cu anual am discutat, semestrial și pe responsabilul tot am discutat.
ce ține de acele recomandări care au venit în scris. Și acum, doctor, sunt și alte. Da, totuși, ce ține de întreprindere municipală? Dacă în cazul în care dumneavoastră nu sunteți de acord ca să includem în plan publicarea acestor documente, eu propun ca secția, secția de dreptate publică să solicite, ca cel puțin că secția a solicitat întreprindere municipale. Sunteți secretarul Consiliului a solicitat. Atunci se includem. Numai asta n-are nimic cu bună acum cu planul ăsta. Să solicite, ori scurt cu manual, să solicite. Eu nu înțeles. Aceste documente, raportul de monitorizare, deja a solicitat. Deja e publicat, noi publicate în responsabilitatea lor, dar cel puțin aparatul primăriei, să aibă grijă și solicite publicarea. Și oricum ele sunt în legea privire la întreprinderi de stat și de prin municipale obligatorii. Și pur și simplu aparat primăriei să solicite publicarea acestor documente. Și deja în raportul de monitorizare scrie ca solicitat. Bine, spuneți-mi, vă rog, unde-i punctul ăsta? Este în legea integrității. Acolo, în legea integrității, sunt niște puncte, subpuncte, niște capitole pe care noi trebuie ca instituție să asigurăm integritatea instituției noastre. Eu propun la capitolul transparență. La capitolul asigurarea transparenței de administrația publică, de primărie. Primăria va solicita întreprinderilor fondale de iau. Nu putem noi din întreprindere, că asta e atribuția lor. Dumneavoastră puteți aici să spuneți în punct și ce ține de primărie municipiului lor. Iată aici, prioritatea 4 vă referiți. Da. Doamna Crescă. Poate dumneavoastră vă expuneți, poate că noi nu vă mulțumim. Deci, întrebarea despre cum da, nu înțeleg ce are de doamna dar este într-un și momentul care l-a menționat o doamnă auditor, da? Deci își primește și o doză de confidențialitate a unor afaceri care sunt făcute și de legea controlului financiar cu funcția. Deci ce își privește transparența pe care dumneavoastră spuneți. O parte din afaceri este care am luat de obicei la timp unui direct de neamplățirile municipale, o parte din afaceri sunt publicate cu pagina cea a autorului. Însă și includerea, vorbim totuși aici în mare măsură de asigurarea planului de producție a primăriei, deci ce își spune dumneavoastră, mai mult s-a referit totuși la Consiliul Municipal, da? La fondatorul antreprinderilor și nu primărie. Deci eu nu prea văd unde întrebări atât să fie există propunerea dumneavoastră, nu zic că este o propunere rea, deci nu în discutarea practică pe cadrul comisiilor noastre de specialitate, când va fi hotărârea ședinței Consiliului. Dar ea trebuie să fie impusă, dar nu văd de niciun ar putea să fie impusă. Aici la asigurarea transparenței. Obligativitatea de a informa, de a solicita între tine municipale publicarea a trei documente obligatorii, oricum, nu sunt obligatorii de publicare. Deci, în fiecare zi, ce ține directora acolo între primărie, da, Consiliul și între primările municipale, eu nu m-aș referi totuși la competența Consiliului de Cultura. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. Ceea ce am reușit acolo să văd și am făcut niște notițe, ca reprezentant al societății civile, ca cetățean care locuiesc în oraș. Sunt stăpân, să zicem, la 150.000 a patrimoniului public. Da, suntem 150.000 de locuitori și noi avem un patrimoniu public, care este patrimoniul nostru comun. Eu, ca un acționar, așa în ghilimele zic, aș dori să aflu cum se gestionează gestionarea la nivel local la patrimoniul public. Cum se gestionează? Nu am informații. Mai departe, rapoarte de monitorizare a societății civile. Eu sau doamna Deana sau altă organizație obștească sau un alt grup din societate civilă vrea să facă un raport. Și pentru ca să facă un raport, el trebuie să primească o informație. De unde o primește? Noi scriem solicitări de informații și așteptăm cu lunile aceste răspunsuri și încă și primim răspunsuri nepline. Încă un moment este evidența reclamațiilor cetățenilor privind calitatea serviciilor publice. Noi, ca cetățeni, trebuie să facem niște reclamații, da? Cu privire la calitatea serviciilor publice care sunt efectuate în această autoritate publică locală, care este primăria. Ce este primăria pentru mine? Pentru mine, primăria este un angajat
care gestionează patrimoniul meu. Și eu cer de la angajatul meu, vorbesc așa la general, transparență totală. De ce? Fiindcă este patrimoniul meu și eu sunt, am acest drept să cunosc cum se gestionează el. Care sunt problemele și cum este legată ceea ce spun eu cu acest plan de anticorupție? Problema este că gestionarea banului public, gestionarea patrimoniului public este așa legată cu corupția la momentul de față. Ca să dovedești că această corupție este, trebuie să ai acces la informații. Câțiva ani în urmă, noi am scris o solicitare, o cerință, ca toate actele permisive, toate hotărârile care se iscălesc în această primărie, să fie expuse pe o pagină. Ca să nu solicităm noi informația, ci ea să fie pusă, scanată, fără, ca noi să putem face reclamații, putem să facem monitorizări și putem să vedem cum se gestionează patrimoniul public local. Dacă doriți să mă completați, am să vă spuneți ceva, eu aș dori totuși să întreb. În orașul acesta, cetățeanul are drepturi să cunoască cum este gestionat bogăția lui, pământul acesta, teritoriul din acest oraș și tot ce aparține ca proprietate publică? Cum el își poate îndeplini dreptul său pentru a verifica ce se întâmplă cu bogăția cetățeanului, tuturor cetățenilor? Cum? Și cum poate face primăria, la momentul de față, ca cetățeanul să se simtă sigur că patrimoniul lui este gestionat corect și nu sunt acte de corupție? Noi dorim ca lucrătorii primăriei și îndeosebi ca Departamentul Relației cu Publicul, eu însă o pot ca acest departament corect, am spus. Direcție. Să fie acea direcție care să-mi răspundă la toate întrebările mele ca stăpân în această țară și stăpân peste patrimoniul public în acest oraș pe care le am eu. Ca să nu vă fac dumneavoastră și alți cetățeni, să nu vă facă dumneavoastră prea mult de lucru ca să dați răspuns la solicitări de informații, plasați toată informația pe o pagină. Dacă nu aveți puteri, cereți voluntari, noi vom veni voluntari. Și să fie acest lucru hotărât odată și pentru totdeauna. Eu s-o cot că aceasta reduce enorm toate actele de corupție sau tentații de a corupi ceva în acest oraș, ce este legat de patrimoniul public. Что касается публичной собственности, значит, в Цивере существует регистр патримониевого клуба. Так? Этот регистр существует не только в муниципе Верст, но и в каждой территориально-административной единице. Этот регистр ежегодно актуализируется. И это делается и в примарии. Примерно в сентябре месяце утверждается решением совета. Каждое решение совета есть на сайте. Есть на сайте примарии. Вы можете открыть и посмотреть ежегодно о том, что вы не знаете об этом регистре, который существует и существует по всей стране уже давно. Это не должна примария забыться. Если вы эксперт, если вы хотите что-то узнать, вы можете открыть сайт примарии, можете открыть сайт решений, которые абсолютно все публикуются, и диспозиции, и решения. Более того, сейчас есть сайт, вот Ирина Мирчевна мне подскажет, регистр актилор локально, который публикуется в течение трех дней, если я не ошибаюсь, в течение пяти дней все акты публикуются. Это абсолютно все транспарентно. О какой транспарентности вы дополнительно еще ведете речь? Я тоже бы, вот спасибо, Ольга, что вы помогли, потому что мне, например, я буду разговаривать на русском, чтобы было слышно меня, и чтобы люди, которые потом хотели понимать, что происходит здесь. Я тоже не понимаю, какой транспарентности еще можно говорить. Я не хочу хвалиться о том, что мы 2 года подряд, там, 3 года, 5 лет, сколько начались проекты какие-то местного значения, национального значения, мы являемся на первой ступеньке по транспарентности. Но это все-таки показатель. Нравится общественному сектору, не нравится, но это все-таки показатель. Нет еще такой вот публичной администрации, где были бы опубликованы все акты, которые были приняты на заседании муниципального совета. Даже тот же закон о общественной информации
На сегодняшний день мы говорим о том, что он был принят в 2000 году, он уже устаревший, потому что некоторые пункты, которые там указаны, мы благодаря этому закону мы прикрыли ту транспарентность, которая была в начале. Если вы откроете на нашей официальной странице сайты заседания муниципального совета, где были опубликованы и протокола были опубликованы, без деперсонализации, без всего остального, не мы сделали, мы уже делаем на сегодняшний день согласно закону. Тот же сайт, о котором вы говорили, регистр местного значения, где публикуются полностью все акты, распоряжения, публикуются решения муниципального совета. Дальше, все протокола по аукционам. Эти же протокола по аукционам земли, по собственности, отчеты, они есть на официальной странице. В отчете, который готовила госпожа Диана, мы его тоже очень хорошо прочитали, как выполнялся предыдущий план антикоррупции, потому что мы должны знать, где есть у нас упущения. Хочу сказать, что даже те информации, которые были там написаны, что они не находились на сайте, они были найдены на сайте, но они были найдены в другой разделе. И это было, может быть, какие-то технические ошибки, потому что, вот как вы говорите, мы вам дадим волонтера. Если вы такие, сочетаете чевилы, вы такие хотите с нами дружить, действительно дружить, почему вы не приходите в обычный день и не скажете, Ирина Мельчина, Анна Ирина, давайте мы вот приходим завтра к вам, 10-15 человек, как приходят студенты с университета на практику. Давайте мы вам поможем, там, потому что вас мало. У вас два человека, которые занимаются съемкой, потом эту съемку обрабатывают, потом ее ставят на официальные страницы, ставят. А в других местных публичных управлениях даже нет людей, которые бы занимались официальной страницей. Посмотрите, сколько новостей в течение дня у нас есть на нашей официальной странице. Если мы уже не транспарентны, я уже не знаю, кто же может быть транспарентнее нас на сегодняшний день. Если говорить о нашей муниципальной собственности, у нас же есть целый раздел. Есть. Верика показывала, номер второй. Ассигурающий нами транспаренте респонсабеля патримониум публик, чи ассистенции экстерне. Ассигурали транспаренте процессу для администрации гестионария проприетети муниципалитета. На заседании муниципального совета два раза в год говорится о собственности, говорится о процессе инвентаризации всех, всего имущества. Информация полностью вся публичная. Заседания совета публичные. Сочетать чевилы, что требуется моя хаша авторитета публика локала, с ну ферму Кати Петри Леной. Să asigurați următoare de căutare, pentru că el este, dar nu este... Știți ce? Asta de căutare nu pot să vă spun. Noi, spre mine, știi, că nu știți ce vreți. Cum nu știți? Deci, nu știți ce vreți. În cazul că nu știți ce vreți, de exemplu, la noi este situația cu Promolex. Promolex nu se rușinează. Fost președinte și acum domnul Boboc, Marin, de exemplu, dacă nu găsești un document, spun că doamna Irina, eu pregătesc raportare. Spuneți-mi, vă rog, voi aveți așa ceva? Da, domnul Marin, da, domnul Ion, ia că uite, te deschide compartimentul ăsta pe pagina asta, ia te-am găsit acolo. E foarte greu de găsit. Da, e foarte greu de găsit, dar este foarte multă informație pe pagina oficială. Dacă n-ar fi informații, atunci... Deci ce trebuie să fie în grupa sau care dați și găsit? Mi-a fost sigurat. Chiar te-am invitat să fie exact. Iată dacă să fie în grupa, doamna Diana, veniți vă rog, păsăgeați obștească și cum ați venit acum și sunt instruiri. Veniți să cetați obștească, veniți cu proiecte, cu instruiri pentru autoritatea publică locală. Să nu ducă autoritatea publică locală numai la Academie de Administrare Publică, câte o persoană pe an, să ducă la programă și ține de corupție sau anticorupție, sau scrie o scrisoare oficială, să fie instruiți pe an, să fie instruiți câte 25 de persoane. Poftim, scriem proiecte împreună. Dar merge acolo lucrare, dar nu se poate de aruncate fiecare dată piatră, că la noi nu este transparență, la noi nu este informație și eu tot vreau să știu. Și eu vreau tot să știu. Dar la patrimoniu încă mai... Eu aș vrea să mai spun încă ceva. După mâini cum se ridicau și dacă nu vă spărați, doamna Diana, asta cum... Și aceiași finanțele publice, da, sunt monitorizate, sunt programe, sunt strategii, sunt note informative, sunt care se plasează pe diferite părți, da? Poate nu este informație care vă trebuie să anume la întrebare așa clar, dar nu este problemă. Prin pagina oficială, prin poșta electronică, Маргарита Михайловна есть партия рецептива, но прима дата мы чекут, чинча не нужно, мы чекут процессу леста. Содату он требали, содат прим пошта электроника. Фыры сигнатура электроника. Когда косвенщик приносит каудем конформ леджелор, хари пермиссивик, треба свои сигнатура, дата, адреса, шашам и департ, шматур мы распол на пошта электроника.
Но chestiile astea doar noi ne complicăm. Mi-a dat cineva din podul întrebare și mi-a scris poșta electronică. Și noi lui am scris frumos el care este mecanismul, care este procesul. Dar trebuie să fie o lucrare sănătoasă. Da, dacă îmi permiteți, iată aici o mențiune la adresa Societății Civile. Da, eu sunt așa, un dezvier de informațiune nouă, nu prea multă experiență, dar din păcate nu v-am văzut pe dumneavoastră la nicio ședință a Consiliului Municipal de când am fost investiți. Deci dumneavoastră, dacă și ieșiți în decorații, ieșiți mai mult pe rețele de socializare. Veniți aici în sală, deci toate ședințele sunt publice. Deci dacă aveți vreo întrebare, aici se adună nu numai consilieri, reprezentanții primăriei, se adună și directorii întreprinderilor municipale și eu sunt sigură că ei vor răspunde la toate întrebările pe care dumneavoastră le rezolvă. Dar vă așteptăm cu mare drag la ședințe publice, aici, măsura în care va fi posibil lucrul. Doamna Olga, eu хочу предложить изменение в следующую строку. Она у меня 1.10. Обеспечение внедрения и управления рисками коррупции. Я не могу вас зачитать. Я не знаю, какая у нас сейчас. Мое предложение, чтобы она была с третьей колонки, даже с четвертой, разделена. И в первой строчке, значит, в первой строчке четвертая колонка, ответственные в рубрике, ответственные учреждения, чтобы было изложено в новой редакции, руководители структурных подразделений, в пятой колонке, показатели процесса, чтобы существующий текст был изменен на следующий текст, составленные каталоги процессов подразделений, составленные реестры рисков на основании выделенных процессов с включенными рисками коррупции и методами их лечения. В следующей колонке источники проверки, каталоги процессов подразделений и реестры рисков подразделений. Дополнить строчку 1.10, да, во второй колонке. Я вам дам написанное. Аичи, да, да, с интеллектом тот. Значит, аичи, ну, с кем был реномер? Нет, нет. Да, его обладение который. Да. Только не второй комплект. Смотрите, нет, мы убираем полностью, меняем текст. Сервечу аудит, мы эту колонку делим на две части. Сервечу аудит снимаем, ставим только руководителя структурных подразделений. Значит, все эксклюды, он будет внизу. Да, он будет внизу. Разделить ее на... Значит, во всей пижматаке. Да, да. Первая часть будет относиться к начальникам структурных подразделений. Они должны будут сделать регистры, то, что они делают сейчас, каталоги процессов, операционных процессов. Регистры 450. Да, и регистры. И, соответственно, индикаторы проверки тоже будут регистры и каталоги. Следующая подстрочка будет, которая будет относиться только к службе внутреннего аудита. И в этой... В широкой колонке будет консолидация всех процессов примарии в единый каталог и консолидация всех рисков. И консолидация всех рисков по примарии. Соответственно, проверочные индикаторы тоже будут каталог процессов дебаза. И следующий пункт тоже 11.14. Eu cred că este și poate fi acceptat, deoarece noi așa lucruri făceam, nu știu la moment dat. Precizare. Asta este o precizare. Mai mult că atât, într-adevăr, fiecare subdiviziune a primăriei trebuie să aibă registrul riscurilor. Unul din riscuri este riscul de corupție. Pe lângă riscurile care poate mai fi acolo 4, 5, 6, este scris și riscul de corupție. Asta este unul care ține la planul nostru, dar e interesant. Da, și totuși actorul principal, doamna Olga, are în vedere că sunt direcții șefii subdiviziunilor, iar pe urmă doamna Olga, Eu am înțeles, deci noi vom schimba acolo. Eu dăm vom text pe și vom schimba acolo și vom face vă divizare. Da, da, corect. Și один пункт. Ну, вот что вы сказали. Или все вместе давайте. И пункт 11.14 изложить тоже в новой редакции срок цинал. Срок выполнения, изменить текст постоянно, внести изменения текст постоянно. Колонку показателей прогресса, изменить существующий текст на
там должно быть количество выданных рекомендаций. Одну секунду, чтобы я сразу поняла. Да, давайте. Перманент мы убираем? Нет, оставляем. Перманент оставляем, все остальное убираем. У верификации? Да. Это убирается. Да. Сервичу аудит оставляем. В этой колоночке надо написать количество выданных рекомендаций, количество принятых рекомендаций, количество реализованных рекомендаций. Потому вот что здесь. Да. Мы, кроме того, что есть, дополнить еще. Дополнить еще. И там не идет номер де контроля. Номер миссионил де аудит. Почему цели момент активитета даст сейчас разрушить смогли? Ну, как бы вот это. Это сверхпотрак чертам. Здесь есть регистр релевантного. Я там написано. Да. Сякчик. Прошу утвердить, если никто не будет. А ИЧ все модифика. Масент, чего ревендикуете команды? Это будет любой допросили. Вы неправильно выбрали. Вы выбрали с планом. Драчек спец. Отсюда. А я вышла так, а там есть по закону. А уже смотрела procesul nostru de consultare a actului, după ce vor fi incluse aceste toate modificări despre care am vorbit, sper că planul nostru va fi aprobat, va fi examinat, sigur, la ședința Consiliului Municipal și, sigur, că ulterior vom monitoriza să fie cât mai bine implementat. Și adus la cunoștință pe partea de... propunerile care eu le-am vă sperat astăzi în scris și dumneavoastră și la Consiliul Municipal. La comisii să fie examinate. Da. Este dreptul. Atunci vă spun mulțumesc tuturor. Și îmi place sloganul. Respectiv vreau ca toți să meargă acasă. De respectiva sloganul. Deci persoana fiecare să aducă ceva țării. Să nu fie la persoană să nu ajungem despre vorba în corupție. Pentru că țara la fel poate fi mult influențată de corupția fie că vedem. Da, nu știu dacă dacă permiteți, mulțumim frumos pentru o prezentare foarte frumoasă. Mulțumesc, domnule. Plăcere. Am lucrat cu sigur. Vreau să mulțumesc colegilor cu care am lucrat. Am lucrat cu doamna Mergeanu, și doamna cu domnișoara Tamara Morav, o nouă funcționară în secția relații cu publicul, a direcției secretariat și relații cu publicul. La fel, s-a consultat și cu toți voi și mulțumesc de asemenea și unei alte funcționare a secției relații cu publicul, este domnișoara Anastasia, pe care vă prezint. La fel, a lucrat foarte mult și a dat puțin. Da, pentru că o mare parte din publicare se ocupă dumneavoastră cu Margareta și e un lucru mare făcut tot de lor. Rămâne în spate, poate nu toți îl văd, dar e un lucru foarte mare. Mulțumim mult! Mulțumim.